Doar un pic, atât. Bă, e moarte mașina asta, mă! Salutare și bine v-am regăsit la un nou vlog! Astăzi este o zi specială pentru că filmăm cu o mașină care a mai apărut pe acest canal și anume un Mercedes C63 AMG S cu super mari modificări. Este absolut o brută de mașină. O să-mi placă foarte, foarte mult ziua asta. A început bine ziua din momentul în care m-am trezit. Totul a decurs exact conform planului. Este o zi extrem de călduroasă de vară. Sunt 34 de grade, mi-arată acum în bord. Nu mai pot efectiv de cald, simt că mor, am transpirat tot. Înainte să înceapă acest video, fiți neapărat sigur că apăsați pe butonul de thumbs up pentru că mă ajută și pe mine foarte, foarte mult și continui să fac ceea ce vedeți aici pe canal. Am prins foarte, foarte multă motivație la ultimele videouri și pentru asta vreau să vă mulțumesc extrem de mult absolut tuturor, și celor care ați dat like și celor care v-ați uitat și celor care ați dat dislike. Mă ajută absolut orice fel de engagement pe videourile mele. Hai să nu ne mai lungim cu vorba, am venit să spălăm repede la interior mașina, iar după aceea o să mergem să începem acest review. Primul lucru pe care vreau să-l observ după vreo 40 de kilometri, după cum spunem, bord de mers prin București, este că pe confort mașina este foarte surprinzător de confort. A fost un lucru care nu înțelegeam ce se întâmplă la cutia. Am zis, bă, ce doamne iartă mare cutia asta, dar de fapt mașina are acel limp mode. De fapt, nu, coasting îi spune. E funcția de coasting atunci când ești pe confort. Dacă nu mai accelerezi sau pur și simplu nu vrei să-i mai dai gaz, mașina intră în acel coasting mode și pur și simplu face economie de combustibil foarte, foarte mult. Simți efectiv că mașina curge înainte fără să fie nevoie să mai apeși accelerația. Acest lucru ajută la consum, ajută practic la acel mers frumos, ca să nu simți nevoia mereu să-i dai în gură. Este o funcție destul de ciudată și mă mir că au pus-o chiar și pe AMG, că totuși nu e o mașină la care să te referi numai la consum. Mult îmi place la mașina asta interiorul, după cum am mai spus, este extrem de calitativ, toate materialele premium, avem volanul ăsta din Alcantara care este super plăcut la atingere, avem toate elementele din fibră de carbon, avem aici acest interior bicolor, roșu cu negru, scaunele astea scoică care te țin extrem de bine în scaun, sistemul de sonorizare Burmester care se aude absolut extraordinar și cel mai mult îmi place trapa asta, de fapt plafonul ăsta panoramic care îți dă efectiv senzația de bunăstare mereu o mașină. Ca date tehnice vreau să vă spun rapid ce cifre dezvoltă această mașină. Este vorba de un motor de 4.0 V8 biturbo de la AMG de 510 cai stock, iar după modificările de care au urmat la această mașină am ajuns la cifra de aproape 700 de cai putere, undeva la 680 de cai putere și undeva la 700-800 de Nm, ăsta nu știu exact sigur și nu vreau să dau informații greșite. Mașina asta, din ce puteți să înțelegeți aici, este absolut un monstru. Bă, băiatule, bă, așa ceva, ești pe sport? Ești în sport? Sport plus chiar. Ia. Și câți cai are asta, mă? Cam 7. E schimbat ceva la motor față de cum e ea? Da, normal, stage 2 plus. Doamne ferește, bă, e moarte mașina asta, mă! Bă, frate, toată lumea se uită fix pe tine. Suntem în mijlocul drumului, nimic. Bă, frate, știi care e faza? N-ai cum cu mașina, cu mașina asta faci belele, sigur. Asta clar, oricum... Doamne ferește, păi, dar cât are asta? O tonă 400, o tonă 500? O tonă 600 are. Doamne ferește. De tot cu modificări. Haideți să mergem și noi să dăm o tură cu mașina, pentru că asta este ceea ce așteptați toți. Acum suntem în modul confort, toată mașina este foarte liniștită. Avem acest coasting mode, dacă vă uitați acum în bord, ia filmează puțin bordul. Mașina, dacă vedeți, stă sub 1000 de ture, ceea ce este puțin dubios. Însă ăsta este modul confort. Însă acum vom intra pe calea Sisești, dacă știți zona. Mașina trece acum în Sport Plus. Și hai să vedem, nu este cazul să alergăm foarte tare, dar este vorba doar de sunetul extraordinar acum, dar să se dea și prietenul nostru cu basculanta. E o rachetă părăți.
Bun, acum să înțelegeți despre ce e vorba cu mașina asta. Softul de pops and bangs, asta înseamnă. Suntem pe Sport Plus, mașina este codată ca în Sport Plus să fac așa. Am deschis treaba ca să se audă mai bine. O călcăm. Este ireal așa ceva. Mi-a dat Radu o dumă foarte interesantă și anume mașina asta nu își măsoară consumul în miles per gallon, ci în smiles per gallon. Bun, am ajuns aici în cea mai șmecheră pădure de la Băneasa, unde filmăm noi absolut toate vlogurile. Radu se pregătește acolo în spate să monteze drona, să tragem niște cadre cu drona foarte frumoase. Nu vreau să mă lungesc, însă vreau să vă prezint repede care sunt modificările mașinii și care sunt dotările mașinii. Așa că o să încep repede cu... Avem, în primul rând, o suspensie KV. Mașina este foarte, foarte jos, dacă vă uitați. Este extraordinar de joasă, trebuie să fii foarte, foarte atent la fiecare denivelare, la fiecare linie de tramvai și așa mai departe. Avem o evacuare Remus cu Catless downpipes, deci două downpipe-uri de la Red Star. Practic, configurația asta împreună cu softul de Stage 2 și Pops and Bangs dă acest sunet incredibil. Softul este făcut în așa fel încât mașina să tragă foarte, foarte puternic pe Sport Plus, să fie mai confortabilă în confort, logic, și nu atât de puternică. Iar sunetul acela incredibil de Pops and Bangs îl dă în principal pe Sport Plus și pe modul Race. Pe modul confort și pe modul sport nu este atât de puternic sunetul de Pops and Bangs, însă la upshift-uri, deci nu la downshift-uri, mașina se aude aproximativ la fel. AMG-ul oricum este o mașină foarte gălăgioasă stock, cu aceste modificări o faci să fie absolut o bestie. I might just hit up the Smiths, throw me a fit, wait for my wire to come. Ain't nobody ever show me love when I was coming up. I had a double up, I tell these niggas fucking love before they ride. And they don't really want a nigga love, I hit them with the uppercut. I had these motherfuckers running for their lives. Unidentified craft when I'm flying past, I'm an alien standing. And if you look up in the sky, blow your mind back, push your eyes back to your iPad. I'm an Iraqi in suicide when the bombs are loaded and your mind exploded in the wind. You gon' sit down, repent. I was raised in a sewer. Me and the it clown are friends. Red balloons for your kids. Stick my tooth in your bitch. I lost too many friends. Acum o să ne vedeți din două cadre. Am montat GoPro. Vreau să dăm acum o tură să vedem primul feeling și să auzim un pic sunetul ăsta demențial pe Pops and Bangs. După cum spuneam, mașina este în configurația confort acum și acum o să trecem în Sport Plus. Deja s-a schimbat totul. Suntem în pădurea Băneasa, totul este safe. Oamenii sunt și pe aici pe trotuare. Vrem să îi dăm un pic de sunet. Nu m-aș plictisi absolut niciodată de sunetul ăsta, frate. După cum spuneam, trebuie să fim foarte, foarte atenți la denivelări, la gropi, la speed bump-uri și așa mai departe. Primul sentiment la mașina asta este că este efectiv ca un kart. În momentul în care ești pe Sport Plus sau pe Race, mașina este foarte, foarte manevrabilă, dar în același timp nu trebuie să te fure manevrabilitatea asta, pentru că în același timp mașina pleacă extraordinar de tare de fund. De exemplu, ideea este că mașina asta este atât de puternică pe tracțiune spate, adică propulsie, încât acum, de exemplu, la 80-90 la oră, dacă îi dăm a doua sau a treia și o călcăm blană, dacă ne scapă mașina asta, putem să intrăm, Doamne ferește, direct în parapeți. Adică trebuie să fii foarte, foarte atent, trebuie să ai experiență când conduci mașina asta. Eu cel puțin nu mă consider în măsură să zic că sunt vreun pilot de curse sau un om care să fie extraordinar de în măsură să meargă limită cu această mașină.
cum e atunci când vedeți poduri sau pasaje? E bine, când ai un 4000 V8 AMG și o evacuare de la Remus cu catless downpipes, în momentul ăla ți se urcă toată dopamina în creier și o să spui: acum este momentul să mă joc. Spuneți-mi voi care este locul cel mai potrivit în care să îi dai să se audă evacuarea în București. Dacă nu Calea Victoriei, atunci unde? Spuneți voi dacă nu aici. De ce credeți că e Calea Victoriei? Pentru că aici se formează în mare parte ecou, pentru că sunt clădirile astea stânga-dreapta, iar bulevardul nu e foarte lat. Așa că o să înțelegeți exact în momentul ăsta. Four, five, six, seven, eight, nine niggas wanna war, ten niggas on the floor, 11 niggas on the porch, 12 killers wanna war, 13 carnivores, 14 labradors, 15 dinosaurs, 16 avatars, 17 bombs and grenades at your rental car, 18 ways you can die when you have it all. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine bitches wanna fuck, 10 niggas wanna rush, 11 hitters on the bus, 12 they did one of us, 13 other guns, 14 runners up, 15 rubber gloves, 16 double pump, 17 shots in your face till you cut a lump, 18 ways you can die tryna fuck with them. I'm willing to die for this shit. Said I'm ready to flip and to end up in prison the rest of my life of this shit. And my mama ain't want me, she got an abortion, I end up surviving this shit. Shit, if I wanted something, I ain't got the money, I'd probably be right. Bun, și cam acesta a fost teroarea pe care am dat-o în oraș și ne pare rău dacă v-am deranjat. Dacă ne-am întâlnit cu voi pe undeva prin București, ne pare foarte rău. Noi ne-am distrat foarte, foarte mult, mașina asta este absolut genială. Mai ales la vârsta noastră să ai genul ăsta de mașină, te unge pe suflet. De-aia, de fiecare dată când fac genul ăsta de vloguri, îmi place să spun că trebuie să muncim în continuare, să ne vedem de treaba noastră și la un moment dat, cu timpul, nu imediat, dar toate lucrurile se vor adeveri până la urmă și dacă ne dorim ceva cu adevărat, până la urmă o să reușim. Astea fiind spuse, sper că v-a plăcut foarte mult acest vlog. Dacă v-a plăcut, nu uitați neapărat să dați un thumbs up, să dați un mare pom butonul ăla de like, pentru că mă ajută foarte, foarte mult și pe mine. În același timp, nu uitați să apăsați pe butonul de subscribe și să aprindeți clopoțelul, pentru că așa o să fiți mereu la curent cu toate notificările și cu toate videourile pe care să le postez. Puneți în comentarii cu ce altă mașină ați vrea să vedeți vloguri sau ce tip de content vreți să mai vedeți pe acest canal. Nu uitați că pe Instagram puteți să mă găsiți Matei Fitness, iar până data viitoare, eu vă salut. Pa, pa! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 niggas wanna war, 10 niggas on the floor, 11 niggas on the porch, 12 killers wanna war, 13 carnivores, 14 labradors, 15 dinosaurs, 16 avatars, 17 bombs and grenades at your rental car, 18 ways you can die when you have it all. 1, 2, 3, 4, 5, 6,